Salutare, dragi verășani, și bine v-am regăsit la un episod ceva mai special, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like, bineînțeles dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri. Astăzi ne jucăm un meci de Bed Wars aici pe Hypixel, chiar mi se făcuse dor de un nou meci de Bed Wars pe Hypixel și chiar sunt curios să vedem dacă o să reușesc să câștig, bineînțeles o să fie destul de complicat, dar eu o să fac tot posibilul să câștig meciul ăsta, mai ales că ar fi o onoare destul de mare atât pentru mine cât și pentru voi. Să câștig meciul acesta, o să fie cam complicat, dar încercarea moarte n-are. Nu o să fac niciun challenge în acest episod, mi-am propus doar să joc un meci normal și pe parcursul acestui clip vreau să vă povestesc sau... Mamă, deja un pat a fost distrus? Seriously? What the fuck? Cum e posibil așa ceva? Cred că am dat de un codat, nu știu, cel puțin așa presimt eu de unul care are faine bun. Să sperăm că nu vereșanilor, pentru că eu sincer chiar îmi propun să câștig meciul ăsta. Ok, mergem și noi și distrugem rapid un pat. Sau White Pet was in... Unde e cel de la White? What? Sau nu a avut... Ok, nu știu. Mamă, uite-te, știu unde ai fost, bă, Barosane? De ce nu pot să dau el? Na, ți-am dat-o. Ți-am dat-o, prietene. Nu știu ce făcea tipul ăsta și unde era, sincer vă spun. Adică, nu știu, am început în forța panem vreșanilor, am eliminat o echipă, ceea ce e super, super tare. Practic, o să vă povestesc cum am apucat eu de YouTube, ce m-a motivat să mă apuc de YouTube și ce m-a motivat și mai mult să postez atât de multe episoade pe canal, pentru că 1600 nu le postez în câteva zile, sincer vă spun. Ok, mai putem lua de aici? Ok, practic. A, și putem să dăm upgrade, dar nu cred că s-ar merita, sincer, să-mi dau upgrade la... Da, sau și da. Mamă, 6 gol, nu cred că nu s-ar merita, e ok așa. Momentan mai suntem, nu știu, vreau să fac rost de resurse, aș vrea să mă duc și către mid. Să-mi iau niște blocuri neapărat, pentru că am nevoie de foarte, foarte multe blocuri. Cele 41 cred că o să-mi ajungă să mă duc în mid. Sau eu fac rost de emeralde pentru a putea să fac armură. Vereșanilor, dacă doriți să, nu știu, îmi lăsați ceva challenge-uri acolo în comentarii, o să încerc să le fac cu mare drag. Deci le puteți lăsa acolo în comentarii și eu o să încerc în episodul următor să le fac, bineînțeles. Ar fi super frumos să încercăm din nou cât mai multe challenge-uri aici pe Hypixel, pentru că, sincer, chiar acum, în timp ce mă băteam cu cel de la White, mi-aduceam aminte de clipele, mă rog, clipele, de amintirile frumoase pe care le trăiam, gen când băteam aici, mă băteam și făceam diferite challenge-uri și câștigam. Nu știu, chiar în ultimul timp n-am mai jucat Bed Wars pentru că nu am mai avut timp, sincer să fiu. Sper să nu fie la pe filmare, deși nu prea trebuie să fie. Avem 8 emeralde, vereșanilor, ceea ce e super, super tare. Sper să nu mai vine cineva către mid. Văd că se farmează destul de repede emeraldele aici. Băieții se bat aici. Deci practic pot să fac și armură, să mă fac full diamond și să fac și armură de diamond. Gen, mă rog, să-mi iau și sabie, dar și armură. Eu n-am patul acoperit, niciodată nu mi-acupăr patul, sincer. Adică, na, cred că ați observat chestia asta. Doar că mă joc cu abonații, că atunci mi-l acoperă ei. Și vereșanilor, n-are rost să ne mai luăm armură de iron, pentru că deja avem de diamond. Și ne mai trebuie fix un emerald sau o bucată de emerald ca să ne putem... Faci o sabie de diamond și apoi ne putem duce la atac așa cum trebuie, deși nu știu dacă e foarte, foarte pro 7, atunci merge și luăm de acolo dacă nu avem ceva. Și acum cum ar fi să vină cineva și să mă împingă în void? Ar fi nasol, sincer. Nice, vereșanilor, și acum o să ne luăm noi rapid o sabie. Trebuie să recunosc că sunt antrenat, adică sunt încălzit, mai bine spus, nu neapărat antrenat. Adică eu filmez acest episod la o oră aproximativ după ce am închis live stream-ul de ieri. Mă rog, când o să vedeți voi episodul, practic live-ul de duminică. Deci, na, super, super tare. Hai să vedem ce luăm de aici. Noi luăm rapid și noi o sabie de DMD și vereșanilor o ducem foarte bine. Izileanu. Hai să vedem, ne luăm și un TNT. Da, ne luăm două TNT-uri super tare, ne luăm și un Fireball, blocuri neapărat trebuie să ne iau, așa că o să mă duc la cel de la White. Rapid să mai iau ceva resurse de la el. Vreau să nu pic în void, ar fi nasul să pic în void. Deși nu prea cred. Eu uneori am lăguț că mi se încarcă chunk-urile, dar nu înțeleg de ce, sincer. Mamă, ne mai luăm un nou Fireball. Fireball, ne mai luăm un TNT și de restul ghiepăluri ne luăm și blocuri neapărat trebuie să ne luăm, blocuri, foarte multe blocuri. Foarte multe blocuri pentru că blocurile o să ne ajute foarte, foarte mult. Bă, uite, încă două așa, perfect, vereșanilor, suntem chiar stacați, frate, adică na. Vreau să mă duc neapărat la cel de la Aqua, văd că are drum către diamante, către diamante, sper să nu vină cineva aici pe mine să mă împingă voi cu resursele astea, că sincer dau un rage de mă sparg. Bun, deja filmul de 5 minute, super, super tare. Bine, au trecut deja 5 minute, dar ok. Bun, hai să vă spun cum m-am apucat eu de YouTube, ce m-a motivat foarte mult să continui și de ce am postat atât de multe episoade. E bine, vreși... Paulu.
E bine, Vereșanilor, mamă, stăm ok și de bine. Eu m-am apucat de YouTube în anul 2016, pe data de 2 februarie. În timpul ăla mă uitam foarte mult la Andrei, a.k.a. Zâza Andrei, și la Max și altele, dacă bine mi-aduc aminte. Și am zis, hai să încerc și eu să vedem cum e. La început, evident că aveam doar un abonat, adică prietenul meu. Hai să ne vine asta cumva, da. Gen, dar nu are șanse copilul să mă bată. Mă, ce-i fac acum? Bă, fratele meu, eu înțeleg că tu faci chestii cu mine ciudate, dar nu mă bați tu pe mine așa ușor. Aulu. Alo, salut! Aolo, și vine și ăla și distruge patul. Mă bate, m-a bătut. Bă, ăsta are mare cost să-i trească familia lui. Cum a bătut cu sabia aia? Oricum nu mai are pat, GG. Mă, e complicat, Vereșanilor. Da, și m-am apucat prin anul 2016, că dacă cred că da, a fost eliminat echipa, super tare, să-mi iau și un fireball rapid. M-am apucat prin 2016, am început cu FIFA 2016, nu 2016, doamne, am început cu FIFA 2011, jocul pe care postez știți prea bine, o să mă duc acum pe Red neapărat și na, a fost și n-a fost ok, sincer, adică, na, păi bine că nu știam eu ce la YouTube pe atunci, adică pur și simplu nu știu, mă puneam și filmam cam atât de mare parte. Dar am continuat. Uite, avem un TNT. Mi-a zis și spate cel de la asta. Asta și-o caută gen tare cu lumânarea. Chiar foarte, foarte tare și-o caută. Acum să sperăm că nu ne elimină băiatul. Că dacă o să ne elimină, o să fie nasol. Ok, o să pot să-mi pun și câteva upgrade-uri aici. Uite, le punem aici așa frumos. Le punem și un șarnes pe sabie. Și ne mai luăm eventual un Gheppel. Un Gheppel. Mamă, ăsta și-o caută foarte tare cu lumânarea cel de la mine. Foarte, foarte tare și-o caută. Oricum eu am resurse, băiatule. Sper să nu vină cu... Uite că vine. Dar sper să nu mă, să nu mă bată. Dar cred că m-a și văzut dacă are. Ah, de asta face, a? Păi dacă îți dau un fireball. Gen, de asta faci cu mine, mane, seriously. S-a aruncat în... Bă, frate, cum să fii atât de idiot? Serios, acum, doamne, ferește-mă. Hai că da, îmi place. Da, și am continuat pur și simplu, Vereșanilor, și gen prin vara anului 2017, mai exact de vara anului trecut, doar eu cu el, easy win, cred. Să sperăm că easy win, că nu mi-am pat. Și practic din vara anului 2017, să zicem așa, a început nebunia. Și am început să fac foarte multe live stream-uri, cei care sunteți mai veterani știți prea bine acest lucru. Mă duc să iau o perlă puțin la blu, sper să nu pic într-o capcană. Mă duc să iau o perlă și apoi vedem ce facem. Deci doar eu cu el mai sunt ok. Deci uite, aș putea să-mi iau, dar numai de o perlă am din păcate, să nu mă ochească tipul. Dacă mă ochești, o să mă ochească. Rip. Hai să mai luăm niște resurse de aici, fireball. TNT-uri foarte, foarte multe. Mi-au luat foarte multe TNT-uri, vereșa din radica am chestia. Aș putea să dau, dar nu știu, el are, dacă are drum creat către diamante. Nu cred că are drum creat către diamante și... Mi-e frică puțin, sincer, să mă duc pe aici, că na. Să nu mă vadă, să mă ochească. Deși am perlă, dar mi-e frică să o folosesc. Sau să nu-și ia arc, că dacă-și ia arc clip. Mi-e umedă puțin și... Mamă. Bă, man, eu înțeleg că tu ești proprietar, dar nici chiar așa, serios, acum. Eu înțeleg că tu te joci cu mine, dar nici chiar așa. Să nu mă vadă, doar să dea cu un fireball în mine, că dacă mă vede, îți rip. Aș vrea să ajung cât mai repede, sincer, și apoi vă povestesc oricum o să mai intrăm la un meci. Na, și am continuat foarte, foarte, am continuat să postez episoade, aia că are de un creat, e bine. Am continuat să postez foarte multe episoade, am făcut live stream-uri foarte multe și așa am reușit să creez această comunitate de care personal sunt foarte mândru și vă mulțumesc din inimă, Vereșanilor. Bă, man, am 8 TNT-uri. Gen. Hai să vedem ce face. Aolo, aolo, să nu mă bate, 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 să nu mă bate.
Ce ratat infect, GG idiot. Am înțeles, sper să moară în chinuri. E copil prost, făcut pentru rogație, am înțeles. Mă chinui să am înțeles, am înțeles. Da, asta e, verșanilor, se mai întâmplă. Sper să moară în chinuri. Asta e păcat, sincer, că n-am câștigat. Era foarte frumos, dar și complicat. Nu-l mai nimeream, sincer. Nu știu, am fost destul de idiot. La faza asta de ok. Sincer, nu știu, când am făcut 1000 de abonați eram efectiv foarte, foarte fericit, dar nu mai știu, mi se pare că aveam 1000, vreo 1200 de abonați și 1000 de videoclipuri, adică vă dați seama, 1200 de abonați și 1000 de videoclipuri, deci faceți și vă o mică comparație să vedeți cam ce făceam atunci și cât de multe clipuri postam, cât de multe clipuri postam atunci. Și acum nu pot să zic nici acum că și acum postez, dar înainte postam chiar foarte multe, câte 3 episoade pe zi. Acum sincer unele le mai șterg pentru că nu se trimit notificările, dar asta este. Sincer mi s-a luat și mie să tot le șterg și să le postez din nou. Asta e. Am crezut că am picat în voi. Bun, hai să mergem rapid de la tipul de la Bloom. I did it. Dar să sperăm că n-are cod ăla sau să fie codat cel de lângă mine, că dacă are mare cod, mă jur că nu o să iasă urât. Ce care are anti-knockback. Nu știu. Da, ăsta cum a ajuns aici, nu știu. El. Da, mă înțeles, e baza tipul. Gen, da, e copil cordii de ăsta, a făcut. Uite, frate, da. Uite, frate, uite. Uite. Uite-te și tu. M-am înțeles. Se joacă frumos. Da, astăzi nu este o zi foarte norocoasă, vereșanilor, din păcate, la acest mod de joc să câștigăm, dar poate data viitoare să fie mult mai ok. Nu înțeleg de ce tot vine pe mine tipul ăsta, pentru că, na, oricum eu am un avantaj, eu am și Gheppel, am și sabie, mai puțin tel mai bună. Gen, na. Ce faci acum? Nu înțeleg ce face tipul. Hai să vedem, că sunt foarte curios să vedem ce-l duce, ce-l poartă să facă capul. Nu știu, playerii de pe Apexel sunt destul de ciudați. Aaaa, ce combo i-am prins, nebunele. Ce-ți fac eu ție, bro, acum? Și cu TNT și cu Gheppel, ești nebun. Ce-ți fac eu ție acum, bro? Te sparg. Deci nu se lasă tipul să vină, deci nu se lasă, vine pe bine, adică nu-l interesează, e... Uite. Mamă, uite, el încearcă multe, știi, adică de parcă a rezolvat ceva, eu practic o să mă retrag din nou în baza mea, o să stau din nou cu shift-ul, cum a stat data trecută și cam atâta. Gen, rezolvă ceva? Na, l-am bătut. Easy. Era să mă bată, sincer, dar nu înțeleg ce vrea de la viața mea. Chiar nu înțeleg, eu o să-mi iau Gheppel-uri în continuare. Nu știu ce vrea. Uite, mi-a luat și unelte. Dacă eu dăm pe tryhardială, băiatul, eu dăm pe locuri epice, o dăm pe toate. Uite, sare. Ce prozi. Dar nu înțeleg. Da, hai să vedem ce rezolv tu acum, că... Uite ce prozie, mamă. Mă stau să spar și eu aici acum, m-am înțeles. Hai să vedem, Barosane, care e mai tare acum? Uite, fratele meu, uite cu cine mă joc eu aici pe PvP. Și o să mă bat acum, că îi până-i distrug patul până în alta. Mă bate. Ce i-am dat-o, nice, să jucăm bine. M-am bătut puțin de la subiect, dar vreau neapărat să fac și eu ceva, că deja devine enervant pe reșanilor. Adică uitați-vă și voi ce i-am dat-o tipului. Spamez aici click-ul de mă doare mâna, acum o să-mi iau mare vădere, știi, o să mă facă codat și de alea. O să-mi dea friend ca proprietarii. Am înțeles. Ok, sper să nu pic în voi pe aici, că o să fie nasol dacă o să pic în void. Măcar e bine că l-am eliminat, adică e ceva. Tipul nu dădea target în continuu, adică nu știu, frate, de ce ai cu mine în primul rând?
Eu n-am nimic cu tine, bro. Deci avem practic un tine, tine luăm un Gepel, ne mai luăm un Fireball și de rest, uite, ne mai punem un upgrade aici pentru a pătrână cop și ne ducem vereșanilor la Grey, ca așa am propun să mă duc la Grey. Na bun. Nu bag Gepel de pe acum, că oricum o să mă regenerez, deci na. Deja filmăm de... Stai, s-a terminat playlist-ul? A, nu s-a terminat, m-a speriat. Așa, am crezut că s-a terminat playlist-ul, deja, playlist-ul. Deja filmăm de 16 minute, deci o ducem bine pe Pixel. Acum, din chiar, încercarea moarte n-are, contează cu, totuși că mi-am, ce am avut de spus, am spus, am făcut și, am jucat și bine, adică nu pot să zic că am jucat prost, poate, ne, da, nu, n-am șanse să iau acum, m-aș duce sincer că, da, nu, pe grei nu. Deci, bro, e eliminat, eu sunt red care nu am pat, bineînțeles, văd că Pink și-a făcut dita mai bază, iarăși, nu știu, deci ce tot fac pe acolo, mai strâng emerald. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Sunt rip. Sunt rip, vreșanilor. Puteți să scrieți de pe acum rip în comentarii. Ce să-i faci ăstea, băi, fratele meu? Ce să-i faci ăstea? Ce să-i faci ăstea? Ce să-i faci ăstea? Îi prind eu combo, dar nici chiar așa. Da, vreșanilor, cam ăsta a fost episodul de Bed Wars. Eu sper că v-a plăcut. A fost un episod decent, aș putea să spun eu, că chiar dacă n-am câștigat, eram pe cale să câștig, dar, bă, eu zic că n-am reușit să realizez două meciuri interesante. Adică, mai ales modul în care l-am bătut pe tipul ăla de la Blue, eu zic că a fost chiar destul de decent. Adică, nu știu dacă avea gras sau ce avea, dar oricum l-am bătut. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom auzi data viitoare. Ciao!